Un incendiu violent a avut loc în Deva noaptea trecută într-o zonă rezidențială a reședinței de județ. Ce s-a întâmplat acolo ne spune prin telefon locotenent colonel Anemona Doda, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. Echipajele de pompieri au găsit la locul indicat un incendiu ce se manifesta la acoperișul locuinței cu două niveluri, cu flacără deschisă pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, existând pericolul de propagare a arderii la restul locuinței și la un autoturism. Pompierii au acționat cu trei autospeciale cu capacitate de 2.000 și 9.000 de litri și cu autoscara. În incendiu au ars structura acoperișului din lemn, țiglă, planșeu de rigips pe structură din lemn, zidăria și tencuiala de la etajul 2, precum și geamuri termopan și o ușă tot de termopan și alte bunuri aflate în locuință. Din fericire, casa nu era locuită și nu a fost nimeni evacuat. După finalizarea operațiunilor de stingere, pompierii au concluzionat că incendiul a fost generat de flacăra deschisă.